Cultura pentru weekend vă invită la Palat. În centrul capitalei, la Palatul Șuțu, în luna iunie, se sărbătoresc 180 de ani de la construirea edificiului care găzduiește Muzeul Municipiului București. O serie de expoziții, manifestări culturale și de interes general plasează Bucureștiul și Palatul Șuțu în centrul atenției pe toată durata verii și nu numai. Încă de la intrare, sunteți introduși în atmosfera Bucureștiului, surprinsă de aproape 40 de fotografi. București, subiectiv prin obiectiv, este o expoziție de fotografie realizată în parteneriat cu Asociația Bucureștiul meu drag și care prezintă o serie de ipostaze fotografice ale Bucureștiului din prezent, cu toate aspectele ce țin de viața cotidiană a capitalei. O călătorie poveste în și despre timp. Expoziția permanentă începe din zilele noastre și se îndreaptă în trecut, pentru a ne aminti de toți cei care au fost și au trecut odată cu timpul. Călătoria în trecut este fragmentată astfel încât fiecare spațiu să reprezinte o perioadă istorică de referință din evoluția orașului și a evenimentelor care s-au petrecut în acele vremuri. Din ciclul manifestărilor denumite Vindecări Miraculoase, Palatul Șuțu găzduiește expoziția pictoriței Micaela Eleuteriade, de la nașterea căreia se împlinesc 115 ani. Lucrările sale cultivă ceea ce se poate numi perspectiva sentimentală asupra unor locuri sau scenografii ce poartă o subtilă, dar perceptibilă investiție emoțională, rezultată din implicarea prezenței umane, chiar și acolo unde această prezență lipsește fizic. Pentru a-i aduce și pe cei mici la Palat, Muzeul Municipiului București a organizat o expoziție de desene realizate de copii, pentru copii și adulți. Expoziția Palatul Colorat ilustrează edificiul, acest simbol al capitalei, așa cum l-au numit și pus pe hârtie cei mici, sub îndrumarea unui istoric, a unui arhitect și a unui istoric de artă.